Alarma s-a dat miercuri după amiaza la un atelier de prelucrare a lemnului din orașul Dâmbovițean Pucioasa. Pompierii au intervenit de urgență cu mai multe autospeciale cu apă și spumă. Pompierii au stins repede flăcările care au mistuit hala pe o suprafață de 200 de metri pătrați. Focul a distrus mai multe utilaje pentru prelucrarea lemnului, materialul lemnos și o cantitate de lână care erau depozitate în hală. În urma cercetărilor, pompierii au stabilit că focul a pornit în urma unui scurt circuit.